Suntem la Institutul Oncologic Ioan Chirecuța din Cluj, doamnelor și domnilor, centru de excelență pentru tratarea cancerului, recunoscut la nivel național și internațional, pentru performanțele profesioniștilor de aici. Sigur, preferabil este să nu cunoști aceste holuri, să nu ajungi în astfel de locuri, însă, dacă se întâmplă să o faci, atunci este bine să întâlnești oameni precum invitatul meu de astăzi. Unul dintre cei mai apreciați radioterapeuți din România, un profesionist desăvârșit, un om care iubește ceea ce face și trăiește alături de pacienții care ajung aici la Cluj. Este vorba despre domnul dr. Ovidiu Coza, medic primar radioterapie, medic specialist oncologie medicală în cadrul Institutului Ioan Chirecuță din Cluj. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit la institutul nostru! Domnule doctor, ce v-a determinat să alegeți asta, ținând cont că este o ramură în care fiecare zi înseamnă o întâlnire cu suferința omului speriat când află un astfel de diagnostic? Da, sigur că e complicat să te gândești dinainte la ce te așteaptă cu astfel de meserie. Sincer să fiu, alegerea specialității de radioterapie a fost sub îndrumarea și sfatul socrului meu. Eu când eram în anul 5 se face oncologia și acum, dar în momentul în care eu eram în anul 5 de facultate, era în 1990, imediat după Revoluție, disciplina era facultativă. Și sigur că imediat după Revoluție am avut, să zic, mai multe libertăți și ca studenți. Și radioterapia era o specialitate extrem de tânără. Aproape toți medicii radioterapeuți erau, de fapt, vechi radiologi, medici de radiologie, care făceau, dintr-un interes sau altul, cum a fost și socrul meu, și radioterapie. Și la sfatul lui și mergând la clinica de radiologie unde lucra, am avut această opțiune de radioterapie. Deci, o istorie un pic mai altfel decât cele clasice. Dacă ne-am întoarce în timp, ați alege același lucru? Da, da, clar. Mi-aș alege același lucru și de ce după aceea, și acum, sigur că îmi place foarte mult, pentru că este una dintre, eu vreau să cred, singura sau, mă rog, cea mai performantă specialitate care îmbină nu doar medicina clasică, povestea cu pacientul, consultul pacientului, dar trebuie să ai și date foarte solide din alte domenii. Și asta poate că iarăși a fost un pic specific pentru generația noastră. Pe vremuri, admiterea la facultate se dea și din fizică. Deci aveai trei domenii, aveai biologie, aveai chimie și aveai fizică. Și, în general, fizica era cea care, să zicem așa, selecta candidații. Era o concurență mult mai mare decât acum. Deci aveam și noțiuni de fizică. Fără astfel de noțiuni, în radioterapie, foarte greu te descurci și după aceea, pentru că, de fapt, interpoziția între medic și pacient, tratamentul în radioterapie se face cu aparatură. Și aparatura este de extrem de înaltă performanță. Dacă nu ai noțiuni de bază care ulterior să le poți dezvolta, pentru că evoluția este extraordinar de rapidă, nu te poți adapta. Și, deci este o specialitate a medicinii care presupune și cunoștințe, să spun așa, tehnice. Un pic în afara cunoștințelor clasice sau ce înveți neapărat în facultate. Care este cea mai mare provocare cu care un medic oncolog român se întâlnește zi de zi, pe lângă complexitatea acestei patologii care ne dă fiori, cancerul? Păi, cred că asta este. Din păcate, și acum, după atâția ani, în general, ca medic, poți să te aștepți ca lucrurile să meargă mai bine. Din păcate, pacienții noștri, deci asta te întâlnește fiecare zi, cu pacienți care se prezintă cu stadii avansate de boală, în care, evident, rezultatele tratamentului sunt mai slabe.
Și pe de altă parte, trebuie să fii pregătit psihic că nu întotdeauna o să reușești să tratezi acești pacienți, cu atât mai puțin să-i vindeci. În schimb, cealaltă, să spun așa, fața a monedei este satisfacția că te poți întâlni după ani de zile cu pacienți pe care ai tratat. Și asta trebuie și trebuie insistat cu atât mai mult, cu cât, din păcate, educația medicală este deficitară, dar trebuie insistat că, în general, cancerul sau aproape orice tip de cancer este perfect curabil. Singura condiție sau cea mai importantă condiție este ca să-l surprinzi într-un stadiu, într-o fază suficient de incipientă ca să poți să-l tratezi. Deci asta e regula generală și de aici trebuie insistat cu programe de sănătate, cu programe de profilaxie, de screening și atunci lucrurile se rezolvă încet încet. Din păcate, la noi situația încă este cumva sau balanța atârnă net în defavoarea stadiilor incipiente. Dacă mă gândesc la ce tratăm noi zi de zi, cancer de col uterin, mai bine de două treimi din paciente se prezintă cu stadii avansate. Deci asta este, din păcate, realitatea. Există o problemă pe care bolnavul oncologic o are în general, bolnavul din România în special, își ascunde boala față de societate, uneori o neagă chiar față de el. De ce se întâmplă asta? Păi, cred că în primul rând este frica de acest cuvânt, cancer. Deci, odată e frica, orice asociere cu acest cuvânt duce imediat cu gândul către deces, către moarte, către un diagnostic inexorabil, fără nicio variantă de ieșire. Și al doilea lucru este, cum am spus deja, din păcate, educația sanitară, poate că nu e un cuvânt, sau în orice caz, cunoștințele generale, câteva noțiuni pe care ar trebui promovate în rândul populației, sigur, tot de către noi, de către medici, dar și de către autorități, de către mass media, și să se încerce de a scăpa de această frică chiar de rușine. Deci sunt pacienți și paciente care de rușine nu se prezintă la medic, mai ales știind că au un cancer localizat în anumite zonele a corpului care presupune un anumit tip de examinare și ponderea acestor pacienți este mai ales în mediul rural, din păcate. Cât a evoluat în ultimii 20 de ani această ramură medicală, radioterapia? Adică mai are în comun tratarea unui cancer astăzi cu ce se întâmpla în urmă cu 20 de ani? Are în comun că, cum să zic, baza și informațiile de bază și principiile au rămas tot aceleași, nu s-au schimbat. În schimb, tehnica, că despre asta am vorbit, aparatura de radioterapie, fără de care ești limitat doar la discuții teoretice, ca să pui în practică trebuie să utilizezi aceste aparate. Această tehnică a evoluat extraordinar și există câteva lucruri, câteva aspecte în care chiar tehnica a luat-o înaintea principiilor clinice și din fericire, încet, încet începem și noi să beneficiem de această tehnică. Deci dacă principiul a rămas același al tratamentelor, în schimb, modalitatea prin care administrăm aceste raze, cum sunt cunoscute, diferă foarte mult. Deci, și sigur, sperăm noi și rezultatele să fie mai bune. Dacă am ajuns într-acest punct la Institutul de Oncologie Ioan Chirecuță, practic în ultimii ani s-au făcut investiții în acest domeniu, cum nu s-au făcut vreodată într-o perioadă atât de scurtă de timp într-un centru din România. Ce aparate avem acum aici? Practic putem spune că în ultimii ani s-a reconstruit
tot departamentul de radioterapie. Am reușit să scăpăm, între ghilimele, de aparatura veche și să recondiționăm, să renovăm aceste buncăre, să putem adapta cele mai moderne aparate de radioterapie externă. Practic, acum avem, putem să utilizăm două acceleratoare liniare clasice, unul dintre ele montat anul trecut, extrem de performant, ce ne permite abordarea oricăror tehnici de radioterapie externă, și al doilea montat chiar anul acesta, cu care am început să lucrăm din luna august, să tratăm pacienți, un aparat de tomoterapie care permite, să spun așa, abordarea cu mai mare precizie a unor anumite situații speciale, de exemplu, cancer la copii, boala așa zisă oligometastatică, ce este tot mai la modă în discuțiile științifice în ultima vreme. Deci, și în plus, așteptăm un al patrulea accelerator linear care sper să vină, sau sperăm să vină undeva la începutul anului viitor. Deci, dacă în urmă cu, ați zis, 20 de ani, asta înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă anii 2000, aveam un accelerator și un aparat de cobalt, ceva de genul ăsta. Acum deja avem patru acceleratoare, sau trei acceleratoare și aparatul de tomoterapie, care sunt extrem de performante și permit abordarea, în principiu, a oricărui tip de cancer, unde este indicație de radioterapie. A crescut îngrijorător în ultimii ani, ne arată statisticile, cazurile noi. Pe de o parte este invocată alimentația, pe de altă parte poluarea, poate fi vorba și despre metodele din ce în ce mai performante de diagnostic. Da. Cam astea sunt principalele explicații, să le spunem așa. Chiar m-am uitat pe o statistică globală care e furnizată de Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului, care este o agenție a Organizației Mondiale a Sănătății, cu sediul la Lyon, și ei periodic fac aceste estimări pe baza datelor care provin din diferite țări. Dacă în 2020, că asta este ultima statistică, existau pe glob în jur de 19 milioane de pacienți cu cancer, cazuri noi. Estimarea, din păcate, este pentru 2040 să crească cu 50%. Deci o să avem 30 de milioane de pacienți cu cancer pe tot globul. Deci nu vor scădea, vor crește. Sigur că aici sunt explicații legate de diagnostic. Din păcate, marea pondere a acestor cazuri sunt în țările, să le spunem așa, subdezvoltate. Asia, Africa. Dar nici noi nu stăm prea bine la capitolul acesta, mai ales cu anumite tipuri de cancer. Din păcate, sigur, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cam aceleași ca și în alte țări. Deținem un record negativ din punctul ăsta de vedere pentru cancerul de col uterin. Suntem pe primul loc ca și incidență și mortalitate în Uniunea Europeană. Deci asta ar fi, să spun așa, cel mai negativ aspect din punct de vedere oncologic. Și sigur că explicația este destul de simplă. Ca să dau așa un nivel de... Că cifrele nu întotdeauna sunt cele mai elocvente, dar dacă în Uniunea Europeană media de cazuri noi de cancer este undeva 7% de mii, la noi este de 3 ori mai mare. Este peste 22,6% de mii. Explicația care este un cancer care beneficiază și de metode de profilaxie primară, adică vaccinarea împotriva HPV. Acum vedem că este o a doua tentativă de vaccinare a fetițelor împotriva HPV. Deci profilaxie primară și, în al doilea lucru, screening-ul, care este o metodă de profilaxie secundară, în ideea de a depista leziunile incipiente. Din păcate, screening-ul sistematic, deci ca și o politică de sănătate, să spun așa, nu s-a făcut în acești ani. Există diverse programe pilot și institutul nostru chiar este conducător de un astfel de program deja de câțiva ani.
în care încercăm, mai ales în mediile mai greu abordabile, în mediile defavorizate, în mediile rurale, să combinăm screening-ul clasic, ce presupune examen citologic, cu screening pentru HPV. Pentru că asta este varianta modernă, să încerci să detectezi dacă există acele subtipuri agresive de HPV care sunt asociate cu cancerul de col uterin. Unde se află România ca sistem oncologic în comparație cu țări precum Franța, Germania, Austria? E destul de greu de zis. Acum începem încet încet să ne apropiem, spun eu. Sigur că depinde foarte mult de tipul de abordare și de tipul de centre de tratament. Pentru că în oncologie, idealul, sigur, putem spune chiar standardul, ar fi tratamentul multidisciplinar. Și atunci, un centru oncologic adevărat trebuie să beneficieze de acest tratament multidisciplinar, care înseamnă cel puțin 3 specialități diferite. Înseamnă chirurgie oncologică, care permite abordarea stadiilor incipiente și, sigur, chiar în anumite situații a recidivelor sau a metastazelor, oncologia medicală, care permite abordarea invers a stadiilor avansate, stadiilor metastatice, prin chimioterapie, mai modern, imunoterapie, tratamente țintite, și radioterapia, care, sigur, este, să spun, undeva la mijloc, pentru că permite abordarea și a tratamentelor locale, a tumorii locale, dar și a extinderilor regionale, respectiv adenopatii, în anumite situații, sigur, și tratamente paliative în stadii mai avansate. Deci un centru adevărat oncologic trebuie să beneficieze de aceste 3 discipline separate, aceste 3 specialități, ca să nu mai vorbim, sigur, depinde la ce nivel vrei să te afli, de un serviciu adevărat de imagistică, ce să-ți permită evaluarea preterapeutică a stadiului bolii, un serviciu de medicină nucleară, un serviciu foarte serios de anatomopatologie, pentru că în ultimii ani s-a dezvoltat extrem de mult evaluarea, pe lângă examenul histopatologic clasic, evaluarea prin imunohistochimie, evaluarea prin marcări tumorali, și se ajunge chiar la nivel de determinare de mutații genetice, ce să-ți permită anumite indicații, sigur, în situații extrem de specifice. O problemă pentru sistemul medical românesc o reprezintă faptul că sunt în continuare sute de mii de români care aleg să se trateze peste hotare. Dacă am vorbit de oncologie, sunt și câteva destinații preferate. Face diferența între viață și moarte tratarea unui bolnav peste hotare? Protocoalele sunt aceleași? În fapt, ce atrage oamenii? Sigur, acum dacă ne gândim în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, când, într-adevăr, serviciile, nu existau servicii private în România, serviciile de stat, să le spunem așa, clinicile de stat, erau limitate din punctul de vedere al radioterapiei, din punct de vedere tehnic, atunci putem spune și cam asta estimam eu, mai ales când eram rezident sau tânăr specialist, că ar fi fost decalajul din punct de vedere al dotării tehnice. Nu vorbim aici de cunoștințe clinice, de pregătire clinică și așa mai departe, pentru care eu zic că nu sunt diferențe, dar decalajul tehnic cam acolo era, undeva în jur de 10-20 de ani. Și asta trebuie de recunoscut. Noi lucram cu aparate de cobalt, dincolo erau deja acceleratoare, începeau chiar noile tehnici de radioterapie cu, să zic așa, particule, cu protoni, cu alte lucruri față de radioterapia clasică cu fotoni. Acum însă, în ultimii ani, nu știu dacă ar exista ceva sau un tip de radioterapie care poate să fie făcut și pentru care există, cum să spun, un standard care să nu poată fi atins în România. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă sunt mari diferențe. Sigur că, în urmă cu mai mulți ani, lumea era atrasă, putem spune chiar că era că și în medicină, trebuie să recunoaștem, este o modă a tratamentelor și, din păcate, această modă, dacă ne gândim bine, chiar a fost inițiată de unii politicieni care, în loc să, nu știu,
stimuleze sau să încerce să se apună bazele unui sistem serios de sănătate, au preferat să se trateze în alte locuri. Decredibilizând atunci și mai mult exact. Sistemul medical din Bineînțeles. România. Bineînțeles. Sunteți un om cu mare experiență, cu rezultate recunoscute la nivel național și internațional. Mulți dintre cei care ne privesc se întreabă, sunt cazuri similare. Oameni cu aceeași vârstă, același stadiu. Unii pierd lupta, alții o câștigă. Care este explicația? Noi, sigur, din nou, cifrele și multor pacienți prefer să evit exprimarea așa foarte seacă și poate chiar cinică de supraviețuiri. Rezultatele în oncologie, spre deosebire de alte discipline, se măsoară, să spunem așa, în supraviețuire la 5 ani. Deci cam asta este standardul, în general, în aproape orice tip de tumoră solidă. Și, din păcate, aceste rezultate, în orice serviciu, că e în România, că este, știu eu, în orice altă țară, sunt cu atât mai slabe cu cât boala este mai avansată, cu cât stadiul bolii, cum îi spunem noi, clasificarea bolii, este mai avansată. De asta am spus că, în mod normal, orice cancer solid pornește dintr-un țesut sănătos. Nu ne naștem, sigur, există excepții, dar pornește dintr-un țesut sănătos sub efectul a, cancerul este o boală cronică, sub efectul a mai multor ani de zile în care exercită factorii de risc, cum este fumatul, nu știu. Crește riscul. Da? După ani și ani de zile apare o mică leziune care ulterior, nedepistată, evoluează în momentul în care, din păcate, dă simptome. De asta cancerul poate fi foarte bine, imaginea asta cred că poate rămâne foarte bine în mintea tuturor, seamănă cu un iceberg. Adică în momentul în care te prezinți la medic că te doare ceva sau ai o sângerare sau tușești, sau, asta înseamnă că este vârful icebergului, două treimi din evoluția cancerului a avut deja loc. Cele două treimi subclinice, cum le spunem noi, adică înainte să apară simptomatologia, s-au desfășurat. Și atunci, vrând nevrând, intervii asupra ultimei treimi din evoluția cancerului respectiv. Cu rezultate mai bune sau mai slabe, în funcție de stadiul bolii. Dacă am surprinde toate cancerele în stadiul in situ, cunoscut, să zic așa, ca un stadiu 0, dacă stadiile sunt de la 0 la 4, am putea trata 100% din cancer, indiferent de unde este, indiferent ce localizare. Din păcate, pe măsură ce boala evoluează, ajunge în stadiu 1, deja rezultatele scad către 90-95%, 2-3, nu mai vorbim de stadiu 4, considerat stadiu metastatic, în care rezultatele sunt extrem de slabe. Sigur că este aproape imposibil, există și excepții, dar aproape imposibil să îi spui unui pacient, dacă ai avea doi pacienți în același, cum a spus, același stadiu, același diagnostic, tu pe tine o să te vindec, o să reușesc să te vindec, tu, din păcate, nu o să răspunzi bine la tratament. Nu avem, asta ar fi, cum să zic, idealul în oncologie, să ai un test și să spui, da, ăsta va fi sensibil la radioterapie, o să-l vindec cu radioterapie, ăsta nu, e radiorezistent, știu asta, prefer să-i fac chirurgie sau prefer să-i fac chimioterapie. Din păcate, încă nu există astfel de teste și atunci, sigur, avem anumite grupe de risc în care încadrăm acești pacienți și pentru care știm că tratamentul va avea o probabilitate de succes, de reușită. Dar, din păcate, pe măsură ce și, cum am spus, atâta vreme cât noi tratăm pacienți care deja au o simptomatologie, în oncologie asta înseamnă de multe ori că boala deja este avansată, adică a depășit organul de unde a apărut și atunci asigur că și rezultatele sunt mai slabe. Diferența majoră, să spun așa, față de alte sisteme de sănătate, să spun, față de țări mai avansate din punctul ăsta de vedere, este faptul că ei tocmai asta au reușit. Nu neapărat că au rezultate mai bune pentru un pacient cu un cancer în stadiu 3. Ei au reușit să diminueze proporția de pacienți care se prezintă în stadiu 3 pentru că au un sistem foarte bun de sănătate. În unele țări există chiar obligativitatea, de exemplu,
bărbați, femei peste 50 de ani, persoane sănătoase, nu vorbim de persoane cu alți factori de risc, obligatoriu să se prezinte din 10-10 ani la colonoscopie. Da? Sau screening-ul pentru cancer de col uterin. Din nou, ai anumite recomandări în funcție de vârstă în care trebuie să te prezinți la medic pentru examinare. Deci, asta au reușit. Au reușit să depisteze forme mult mai incipiente și de asta, de exemplu, cancerul de col uterin în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană nu mai este o problemă de sănătate. Pe când la noi este o patologie foarte serioasă. Trec prin cabinetul dumneavoastră zilnic zeci și zeci de pacienți. Uneori, aflarea veștii provoacă un șoc mai puternic decât boala în sine. Ce ar trebui să știe un om care a fost diagnosticat cu o formă de cancer? Ce este mai bine pentru el să facă și ce nu ar trebui să facă? Sigur că acest diagnostic, lipsa cunoștințelor, să spun, de medicină, evident, pentru populația generală, presupune într-adevăr un șoc. De asta, în general, este bine ca orice pacient să se prezinte nu singur la medic, să vină însoțit de un membru apropiat al familiei sau chiar mai mulți. Și, pe de altă parte, preferăm să comunicăm date cât mai aproape de adevăr. Adică eu personal, eu prefer să spun cât mai corect diagnosticul în momentul consultației, dar pe de altă parte trebuie și spus că nu este un un diagnostic fără scăpare. O condamnare. Nu, nici vorbă, nici vorbă. Lucrurile diferă foarte mult, după cum am discutat deja, de la un pacient la un pacient. Este, nici nu cred că este corect să spui, gata, ăsta e diagnosticul, îmi pare rău, nu se mai poate întâmpla nimic bine. Din potrivă, trebuie de insistat să, pentru completarea investigațiilor, dacă nu sunt suficiente, și, sigur, ulterior pentru un tratament corect. Dacă există suspiciuni, chiar a doua părere. Nu este nicio problemă. Cât de mult contează, cât cântărește psihicul în aceste situații? Contează foarte mult și contează mai mult, nu neapărat la, sau nu numai la aflarea diagnosticului, cât ulterior pe parcursul tratamentului. Și există și studii care arată că persoanele care au o stare cronică de depresie, mai vorbim de persoane care nu acceptă diagnosticul și temporizează prezentarea pentru tratament. Pentru că, după cum am spus, sunt persoane la care se diagnostichează un cancer fără neapărat să aibă o stare alterată, fără să aibă uneori chiar simptome. Și atunci nu acceptă că ăsta este diagnosticul real și temporizează până în momentul apariției simptomatologiei. Din păcate, deja lucrurile au evoluat. Pe de altă parte, depresia cronică, nu numai în oncologie, este o posibilă sursă de depresie imună. Și atunci, scăderea imunității, și există anumite tipuri de cancer în care imunitatea are un rol foarte important. Numai, de exemplu, dacă ne gândim la ce tot discutăm, la cancerul de col uterin, în care, practic, aproape toate femeile contactează un subtip de virus papiloma, că ăsta este factorul principal, dar nu toate femeile fac cancer. De ce? Pentru că femeile, într-o stare sănătoasă, și cu o stare bună de sănătate, elimină infecția. Deci este o infecție pasageră, femeile sănătoase o elimină și nu dezvoltă această boală. Dacă este o stare de depresie imună, infecția poate persista, iar după ani de zile să inițieze acest proces de cancerogeneză. Există
cancere în general sau fiecare pacient are cancerul lui? Am auzit și despre astfel de cazuri, particularități pe care fiecare pacient le are în dezvoltarea unei neoplazii. Asta ține sigur iarăși de evoluția metodelor de diagnostic, de apariția unor metode noi de diagnostic molecular. Pentru că, într-adevăr, se trece sau se încearcă să se treacă de la diagnosticul clinic și imagistic, stadializarea clasică a cancerului, la individualizarea și a diagnosticului și a tratamentului. Asta ar fi un alt scop al medicinei moderne, să trateze fiecare pacient pentru care există o anumită formă de cancer și, într-adevăr, prin mijloacele moderne avem acum posibilitatea, măcar pentru o parte din cancer, să depistăm anumite mutații care au apărut și pentru care avem tratamente specifice dacă aceste mutații sunt prezente. Deci putem spune că fiecare pacient are o anumită formă de cancer. Sigur, condiția este să avem la îndemână mijloacele de diagnostic. Ați întâlnit, există minuni în oncologie, pacienți depășiți din punct de vedere medical care au supraviețuit sau poate chiar s-au vindecat? Da, există. Există, nu știu dacă le putem spune minuni, dar există și sunt pacienți care vin cu o stare agravată, o stare generală extrem de gravă, care au amânat, din nou, din diverse motive, prezentarea la medic și atunci asigur că pare o situație așa mai fără scăpare, însă de multe ori cu un tratament corect, sigur, nu neapărat, nu numai tratament oncologic, ci și un tratament general, reechilibrare hemodinamică, tratamentul unor alte patologii care poate că au fost și ele dezechilibrate, reușim să controlăm cel puțin simptomele și în anumite situații chiar să prelungim viața acestor pacienți. De ce se tem oamenii atât de mult de radioterapie, de chimioterapie? E o lipsă de informație pe de o parte, pe de altă parte, sigur, există și anumite clișee care sunt valabile și în aceste cazuri. Da. Păi acum, dacă suntem în perioada asta pandemică, vedeți că oamenii se tem în general de spitale. Bun. Dar, revenind la radioterapie, cunoscute în termeni populari ca și raze, una dintre cele mai mari temeri este că dacă mă iradiezi, o să iradiez și pe ceilalți din jurul meu. Mă duc acasă, o să mă iradiez familia, dacă am copii, o să iradiez pe copii, ceea ce evident că este cu totul fals. Nu este adevărat. La chimioterapie, iarăși, există diverse reacții. Unii, din păcate, percep ca o travă. Și sigur, acum dacă nu ești avizat și vezi un pacient sau o pacientă care face serii repetate de chimioterapie cu alopecie, căderea părului, dar aceste lucruri trebuie spus foarte clar că sunt temporare. Sunt reacții normale la tratament, sunt temporare, organismul, țesutul sănătos se va reface. Tocmai asta este unul dintre principiile de bază ale oncologiei, și pentru radioterapie, și pentru chimioterapie, reușești să distrugi celulele tumorale în mod preferențial. Sigur, din păcate, sunt și celule sănătoase care vor răspunde la tratament, exemplu cu căderea părului, dar celulele sănătoase își vor reveni. Și își vor reveni mult mai repede, comparativ cu celulele bolnave, cu celulele tumorale, care nu își mai revin. Și pe această diferență de răspuns la radioterapie ne bazăm în inițierea acestui tratament. Se vorbește din ce în ce mai des și în România despre imunoterapie, despre terapia biologică. Este la acest moment o soluție la noi în țară și dacă da, care sunt recomandările?
Sigur, este o soluție, terapia, așa zis, moleculară țintită și mai recent imunoterapia, dar trebuie spus foarte clar că aici trebuie să ai mijloacele de diagnostic molecular ca să depistezi aceste mutații, pentru că sunt mutații specifice care pot să fie țintite de către un anumit medicament. Dacă nu reușești să, sau nu ai mijloacele să depistezi această mutație, riști ca tratamentul să fie ineficient. Dau numai un exemplu, unul dintre cele mai frecvente tratamente moleculare țintite este cel care țintește receptorii pentru, așa zici, factori de creștere epidermali, epidermal growth factor. Dacă reușești să vezi dacă tumora exprimă acești receptori, atunci, cu mare probabilitate, blocând acei receptori, tumora nu va mai crește, nu se mai reproduce. Dar dacă nu știi că ai acești receptori pozitivi sau nu, riști să faci un tratament care poate că e eficient, poate că nu e eficient. Dar asta va duce în timp la scăderea credibilității acestui tratament dacă îl administrezi neselectiv. Aici vorbim din nou de individualizare. Cel mai bun exemplu poate că e cancerul de sân, pentru că este cea mai frecventă tumoră malignă la femei. Aici, în ultimii ani, stadializarea față de în plus față de stadializarea TNM clasică, în cele patru stadii, aduce o stadializare moleculară, la fel dacă așa zice și human, așa zice și receptor de tip HER. În funcție de prezența acestor receptori și a receptorilor pentru estrogen și progesteron, poți să indici un anumit tip de tratament care va fi eficient și știi că va fi eficient, dar doar pentru aceste situații. Dacă le dai la toate pacientele care au cancer de sân, rezultatele vor fi mult mai slabe. Deci asta e prima condiție, să știi că există aceste mutații și în anumite situații există chiar rezultate extraordinare și cu imunoterapia, chiar în stadii metastatice, deci chiar în stadii 4, s-au obținut rezultate care până în urmă, cu câțiva ani, păreau imposibile. Dar, din nou, individualizarea tratamentului și depistarea acestor modificări specifice pentru fiecare pacient. Probabil că nu există în România patologie pe lângă care să se legendarizeze atât de mult, care să aibă atâtea povești despre care să se spună atâtea lucruri. Una dintre legendele care circulă printre pacienții oncologii și aparținătorii acestora este următoarea. Un cancer, dacă nu e operat, nu poate fi vindecat. Dacă nu vede omul un medic, un bisturiu care scoate tumorea, atunci este foarte puțin probabil să fie vindecat. Da, așa este. Și nu pot să spun că întotdeauna, dar de foarte multe ori pacientele ne întreabă, dar eu de ce nu merg la operație sau de ce nu pot să fiu operată prima dată și după aia să fac radioterapie. Aici trebuie să revenim din nou la tratamentul multidisciplinar și la grupele de risc. Fiecare metodă de tratament are indicația optimă în funcție de evoluția bolii. Chirurgia oncologică, sigur, mai ales în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult ca și tehnici, dar în principiu chirurgia este și va rămâne predominant un tratament local. Deosebirea însă față de chirurgia clasică în oncologie, ai o garanție că chirurgia va duce și la vindecare dacă boala este limitată. Deci, de asta, indicația principală pentru chirurgie sunt stadiile incipiente. Predominant stadiul 1, pentru că atunci ai garanția că poți scoate nu doar tumora, de obicei tot organul care este afectat sau în mod normal trebuie să ai garanția că îndepărtezi tumora macroscopică și să obții pe cât de des posibil margini negative, așa spuse, adică să ai certitudinea că ai rezecat întreaga tumoră. Dacă tumora s-a extins în afara organului, ai adenopatie, adică celulele tumorale au ajuns în ganglioni, să nu mai vorbim de stadiile metastatice, chirurgia nu poate să fie decât paliativă. Aici intervenim cu radioterapia, care este un tratament local și regional pentru posibilele extinderi microscopice și pentru riscul de metastazare la distanță în alte organe sau în stadiile avansate, este chimioterapia. Deci, de asta, cele trei tratamente trebuie combinate și asociate în funcție de
factorii de risc, în funcție de grupa de risc în care este pacientul și nu este o regulă generală, într-adevăr, dacă nu fac chirurgie, înseamnă că nu-i bine sau... Chiar în ultimii ani, asocierea chirurgie-radioterapie tot mai mult încearcă să se evite și să... în ideea de a scădea complicațiile care sunt asociate celor două metode și să se individualizeze cât mai bine această indicație, să spun așa. Deci lumea să nu creadă că dacă nu se face chirurgie de la început sau nici după aceea, lucrurile înseamnă că sunt foarte grave. Sunteți un om care, dincolo de cabinetul medical, dincolo de a consulta și a trata, v-ați implicat și în modernizarea acestui loc al secției de radioterapie din cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Ați făcut eforturi foarte mari pentru ca acest loc să arate la standarde internaționale și, într-adevăr, repet, nu vă doresc să vedeți lucrul ăsta, să veniți pe aici, însă totul este așa cum vedeam până în urmă cu câțiva ani în marile clinici de afară. Ce v-a determinat, ce v-a ținut să rămâneți în România? Este o întrebare clișeu, însă e într-adevăr interesant. Da, mi-am pus și eu întrebarea asta și mai de mult când eram rezident și am făcut un prim stagiu de 6 luni la o clinică din Paris, după care m-am întors și atunci în acele vremuri chiar exista o diferență între dotările tehnice din ce erau în acel moment în România și în institut și clinicile din afară. Dar cred că principala menire a oricărui medic este să dezvolte sau să încerce să dezvolte metodele și capacitățile de tratament acolo unde este. Adică, sigur, m-am gândit de multe ori. Este mult mai simplu, mergi și poate că și asta e explicația foarte bine succesului pe care l-au colegii noștri care au plecat dincolo. Beneficiez de la început de un sistem de sănătate pus la punct, pentru care există, chiar mi-aduc aminte când eram student și rezident, râdeam un pic în glumă, uite că ce algoritmi au aceia, dacă ai asta, faci asta, dacă ai face alta, mi se părea ceva cu totul. Sunt lucruri care trebuie dezvoltate și trebuie adoptate și aici și cred că ăsta este scopul principal al medicului, să trateze pacienți, nu? Adică... Până în urmă cu puțin timp ați fost și la catedră. Ce ar trebui să știe un medic oncolog tânăr? Auzim de foarte multe ori de empatia care lipsește medicilor tineri, de acest dialog de la capul pacientului, dincolo de protocol, dincolo de tehnici. Da. Trebuie de la început să ai răbdare. Deci asta trebuie să-ți faci timp, să încerci să discuți cât mai mult cu pacientul, nu doar o simplă sau clasică anamneză pe care vrei să o faci și un examen clinic. Deci asta trebuie reținut. Pe de altă parte, timpul, din păcate, pare că în ultima vreme este tot mai concentrat, să spun așa. Lumea e tot mai grăbită. A apărut, mai ales în ultima perioadă, termenul ăsta de telemedicină sau medicină online. Există chiar softuri în care poți să ți le descarci pe un telefon mobil sau pe tabletă și să te autodiagnostichezi. Sau... Sigur că este o evoluție, dar și astea iarăși sunt exemple de pacienți care sigur provin din medii mai educate și care automat sau după prima consultație sau chiar înainte să vină, caută pe internet informații disponibile care nu întotdeauna provin din surse foarte serioase.
Și vreau să vă spun că chiar la cele mai înalte standarde, de exemplu, sistemul de sănătate din Statele Unite, aceeași informație este prezentată diferit și uneori cu diferențe mari pentru pacienți și pentru profesioniști, pentru medici. Deci lucrurile un pic stau altfel, dar nu trebuie uitat contactul cu pacientul, adică trebuie să accepți în oncologie că un pacient pe care îl vezi astăzi, foarte probabil o să te întâlnești cu el cele câteva săptămâni sau luni în care faci tratament și sper să te întâlnești cu el și peste câțiva ani, în care recomandăm controlele periodice, sigur, cum am spus, cel puțin 5 ani suntem obligați să urmărim pacienții noștri. Cât de mult a afectat această ramură oncologia, cât de mult i-a afectat pe pacienții dumneavoastră perioada pandemică? Da, am început să observăm anumite influențe și, din păcate, nu în sensul pozitiv. Anul trecut, primul lucru observabil, să spun așa, a fost scăderea numărului de pacienți care au venit și la noi în spital. Anul acesta deja există, sigur, poate că nu neapărat statistici oficiale, adică mă refer din partea Ministerului Sănătății, dar există statistici din partea asociațiilor de pacienți cu boli cronice, nu neapărat țintit pe cancer, dar și pacienți cu cancer, în care ei afirmă că, cel puțin pentru anul acesta, deci al doilea an de pandemie, adresabilitatea pacienților este cu aproximativ 50% mai mică. Deci adresabilitate însemnând nu neapărat doar tratamente, ci și consultații, prezentare în spital. Și, din păcate, cum am spus, noi am observat la pacienții noștri exact acest lucru. Nu s-au prezentat în momentul în care apar primele semne, primele simptome, au amânat, unii dintre ei, din păcate, au fost și infectați cu acest virus, au amânat tratamentele și, iarăși, asta este, noi o denumim istoria naturală a cancerului, adică evoluția cancerului fără un tratament care să-l influențeze. Boala evoluează. Boala evoluează, nu oprești, evident, dacă nu te prezinți la medic, până la urmă tot va trebui să te prezinți, dar dezavantajul este că după câteva luni, am avut și paciente care au stat aproape un an acasă și nu au venit, boala va fi mult mai dificil de tratat, pentru că vorbim uneori chiar de un stadiu mai avansat. Deci sare în câteva luni, poate să sară un stadiu, în loc să ai rezultatele foarte bune din stadiile 1 și 2, te trezești că ești în stadiu 3 și acolo deja rezultatele sunt mult mai slabe. Deci, din păcate, ăsta este impactul acestei pandemii și vedem că acum chiar este o perioadă foarte, foarte negativă din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, vorbim și în fiecare zi avem controlele pacienților noștri care le-am tratat mai demult și multă lume evită să se prezinte la aceste controle periodice. Ori asta iarăși e foarte important, nu le punem aceste controle periodice ritmic ca așa vrem noi sau ca așa insistăm, pentru că probabilitatea ca boala să reapară este cu atât mai mare cu cât timpul de la scurgerea tratamentului este mai mic. Adică, mai ales în primii 2-3 ani, pacientul trebuie urmărit foarte atent, pentru că aici se întâmplă că vor apare recidive, reapariția bolii sau chiar metastaze. Ori acestea, dacă nu le surprinzi într-un timp cât se poate de scurt, ideal în momentul apariției, tratamentul va fi cu rezultate mult mai slabe. Există statistici la acest moment vis-a-vis de impactul infectării cu SARS-CoV-2, COVID-19, pentru un pacient oncologic, agravează suferința de fond? Prea puține date. Sunt prea puține date. Ca principiu, sigur, diferă foarte mult de tipul de cancer, de tipul de localizare și de stadiu bolii, dar ca idee, sigur că lucrurile, prognosticul bolii este agravat.
Pentru că în perioada acută de infectare și de tratament nu mai poți să faci tratamentul oncologic. Deci nu sunt încă date foarte clare. Pe de altă parte, sunt centre în Europa care au făcut și efectuează radioterapie la pacienți COVID pozitiv, dar care sunt formele ușoare, non-simptomatice de boală. A existat chiar o mică tentativă, pentru că radioterapia nu este doar oncologică, să spun așa. Există și o serie de alte boli non-cancer în care radioterapia este eficientă. De exemplu, banalul pintene calcanean. Poți să faci o doză foarte mică de iradiere, are un efect antiinflamator radioterapia. Și alte afecțiuni, mă rog. Și au existat câteva studii, sigur, extrem de limitate ca și număr, în care s-a încercat o radioterapie cu o doză extrem de mică, profilactică, pe țesutul pulmonar, tocmai ca să reducă această inflamație și această cascadă inflamatorie care, de fapt, accentuează efectul infecției cu virusul SARS-CoV-2. Din câte știu eu, rezultatele nu au fost extrem de pozitive și, pe de altă parte, există riscul să compromiți și restul de țesut pulmonar normal. Sigur că lucrurile diferă foarte mult, vedem pacienți complet diferiți și evoluția acestei patologii complet diferită de la un purtător, să-i spunem, pozitiv la test, fără niciun fel de alte simptome, și pacienți care, din păcate, ajung la ATI și am văzut că probabilitatea de deces în momentul în care ești intubat și ai nevoie de respirație asistată, din păcate, este undeva la 50%. Dacă nu chiar peste. Deci un tablou extrem de heterogen și variabil. Pe finalul acestei discuții, ce ar trebui așadar să știe o femeie sănătoasă, pentru că am vorbit de cancerul de col uterin, care în România reprezintă o problemă de sănătate, reprezintă o mare problemă. Cancerele din sfera genitală sunt în continuare o problemă la noi în țară. Ce ar trebui să știe un om sănătos care nu are simptomatologie, când este bine să se caute, așa cum se spune în termeni populari? Da, păi în primul rând, mamele ar trebui să își sfătuiască și să încerce să-și vaccineze fetițele. Recomandarea clasică este undeva între 9 și 15 ani sau 11 și 15 ani împotriva acestor virusuri. Deci, practic, principalul factor de risc chiar etiologic pentru cancerul de col uterin sunt virusurile tip HPV, deci papiloma de tip uman, sunt peste 100 de subtipuri și câteva dintre ele dau cancer. Asta este recomandarea generală. Acest tip de vaccinare, există deja experiență de peste 10 ani, aproape 20 de ani în multe dintre țările din Europa și din America de Nord, extrem de eficientă. Și nu doar pentru cancerul de col uterin, pentru că aceste virusuri sunt asociate cu o serie de alte cancere, cancer de orofaringe, cancer vulvă, canal anal și așa mai departe. Există chiar țări, de exemplu Australia și Statele Unite, care vaccinează și băieții. Pentru că este un virus care se transmite pe cale sexuală. Și atunci, modelul clasic este băieții sau bărbații sunt purtători acestor virus, nu au niciun fel de semne, nici nu dezvoltă boala și transmit acest virus după contact sexual. La al doilea nivel de vârstă și oricum vaccinarea împotriva HPV se extinde la ora actuală și la femeile mai tinere, chiar până la 25 de ani. Deci pot să beneficiezi de acest vaccin. Ideal ar fi, și cum a spus, institutul nostru este conducătorul acestui proiect pilot de detectare a ADN-ului HPV, pentru că este un virus pe bază de ADN și poți să detectezi, nu trebuie niciun alt fel de examen, la același examen citologic care se face și la screening, dacă persoana respectivă este purtătoare de unul din subtipurile agresive. La noi, în această regiune, în general în Europa și America de Nord, cele două subtipuri cele mai agresive și asociate cu cancer sunt 16 și 18. Se poate face acest tipaj ADN. Dacă ești negativă, înseamnă că nu ai contactat, nu ești purtătoare de un astfel de subtip
vaccinul va fi eficient, pentru că este un vaccin care va preveni o posibilă infecție ulterioară. Deci vorbim de un vaccin de tip profilactic, nu de un vaccin pentru tratament, nu de un vaccin curativ. În schimb, dacă ești pozitivă, poți să fii urmărită mai atent și revenim la screening-ul, să-i spunem așa, clasic. Modelul clasic este ca după 21 de ani sau, mă rog, după cel puțin 3 ani de la primul contact sexual, orice femeie ar trebui să-și facă un examen citologic anual. Deci în fiecare an, o dată pe an, după 3 examene negative, se poate relaxa acest interval chiar până la 5 ani. Sigur, există recomandările Organizației Mondiale Sănătății pentru țările care nu își permit acest screening în populația generală. Sunt două lucruri. Orice femeie ar trebui măcar de 2 ori în viață să-și facă un astfel de examen citologic, undeva pe la 25 de ani și undeva pe la 40-45 de ani. Și a doua recomandare de încercare de tipaj acestui ADN viral. Dar sigur că aici costurile sunt un pic mai mari și mai greu de accesat pentru populația generală, să spun așa. Dar cam asta ar fi prezentarea periodică și aici revenim la acea, cum să zic, reținere sau uneori chiar rușine de a se prezenta, vorbim de femei sănătoase, perfect sănătoase, care ar trebui să se prezinte pentru un consult la medic, nu să aștepte să devină pacienți. Deci, dacă reușești să depistezi în populația, asta înseamnă screening-ul, depistarea în populația generală, unor forme incipiente, non-simptomatice. Dacă am reușit să depistăm formele incipiente de cancer în populația sănătoasă, nu am mai tratat sau am tratat mult mai puțin pacienți. Asta e un principiu foarte bine cunoscut în oncologie, din păcate, ca orice principiu teoretic, mai greu de aplicat. Deci, cam asta e. Vă mulțumesc pentru timpul invitatului meu de astăzi, fiind un timp prețios. Doamnelor și domnilor, paza bună trece primejdia rea. Ar fi foarte important să nu ajungem pacienți într-un astfel de loc, să avem curajul să mergem la medic, să avem curajul să vorbim deschis cu acești oameni, pentru că printre doctori sunt și foarte mulți oameni. Am fost în Institutul de Oncologie din Cluj, am stat de vorbă cu un medic prețuit în întreaga țară, cu un om care a modernizat acest loc în care ne aflăm, secția de radioterapie de aici, de la Cluj. Bine este să nu vedeți ce s-a întâmplat aici, dar dacă ajungeți, puteți avea toată încrederea că veți fi tratați cu responsabilitate. Asta a fost totul. Să fiți sănătoși și să nu aveți niciodată nevoie de lucrurile despre care am discutat astăzi.